lumea va fi închisă în toată Europa, dar nu peste tot vor fi precipitații. În țările nordice, și aici vorbim de Suedia, Finlanda, Estonia, în România, Bulgaria, în Grecia, Germania, Austria și Cehia, vor fi ploi sau lapoviță și nisori. În partea centrală și de sud-est vor scădea temperaturile, iar în Italia, Spania, Franța, Portugalia și Polonia o să bată vântul. În țara noastră, la noapte sunt anunțate ploi în sud și sud-est, la munte, lapoviță și nisoare, iar în restul regiunilor vor cădea ploi, lapoviță și nisori. Cerul va fi acoperit în toate zonele, iar în zona înaltă de munte o să bată și vântul. Temperaturile minime vor fi între minus 2 și 6 grade. De mâine să știți că începe să se facă frig. La București, Constanța, Sibiu, Pitești și Brașov o să plouă. În vest și nord-vest vor fi perioade când norii se mai risipesc, iar în rest va fi norat. La munte o să ningă. Vântul își va face simțită prezența prin Dobrogea, Moldova și în jumătatea de est a Munteniei. Temperaturile maxime vor fi între 1 și 10 grade. În capitală mâine veți avea nevoie de umbrelă. Specialiștii anunță ploi, vreme mohorâtă și o maximă în jur de 6 grade. Începutul de weekend vine cu vreme în răcire. 3 grade vor fi sâmbătă și posibil ploaie, lapoviță și nisoare. Duminică temperatura crește ușor până spre 7 grade. În prima parte a zilei va fi ceață, așadar vizibilitatea redusă, așa că fiți atenți cum conduceți. Pe parcursul zilei norii se mai risipesc. Se răcește și la munte dacă plănuiți să plecați la sfârșit de săptămână. Va ninge slab în toate masivele, iar altitudini mai mari vântul o să fie activ. La Timișoara, ziua de mâine va fi mai puțin mohorâtă. Vor fi perioade când o să iasă soarele și maxima va atinge în jur de 5 grade. Sâmbătă și duminică vremea va fi închisă, dar nu sunt anunțate precipitații. La Iași, 4 grade mâine la amiază, așadar o vreme rece. Sâmbătă continuă să se răcească, nu vor fi mai mult de 3 grade și cerul va fi acoperit. Duminică temperatura crește ușor până spre 6 grade, dar vremea rămâne mohorâtă. Nici la Cluj nu va fi vreme mai frumoasă, tot închisă ca în cea mai mare parte a României. Mâine vor fi 4 grade. Sâmbătă temperatura coboară spre 2 grade, dar sunt șanse să apară puțin soarele. În jur de 5 grade vor fi duminică și vremea redevine închisă.